Bine v-am găsit, stimați telespectatori! În seria interviurilor cu profesioniști vom invita oameni stăpâni pe meseria lor. Am invitat în studio un profesionist al presei, Cristian Tudor Popescu. Iată ce scria cineva, un scriitor, acum câțiva ani. Profesionistul știe și poate să facă un anume lucru bine, dar cei care știu, pot, vor și au și posibilitatea să facă ceea ce vor, sunt o specie rară pe cale de dispariție. E din volumul de proza lui Cristian Tudor Popescu, Vremea mânzului sec. Și tot într-o carte a ta, în cartea de editoriale, am decupat o propoziție interesantă. Patria e lucrul bine făcut. Ți se pare că specia profesioniștilor este tot pe cale de dispariție sau din potrivă? Nu. Acum nu mai e pe cale de dispariție, dar nu e nici pe cale de apariție la suprafață. Ea gestează undeva în adânc. Nu mai e situația dinainte de 89. Există o grămadă de oameni în România care știu, pot și vor să facă în momentul ăsta, și în special oameni tineri, și care au o capacitate deosebită de a face muncă profesionistă de la o vârstă fragedă. Acești oameni nu au spațiu de exprimare în România și deci pleacă din țară. Acești oameni nu au acces în zonele înalte ale vieții politico-sociale, administrative din România. Încă nu au, pentru că presiunea vechiului e încă mare de sus. Dar situația este fundamental diferită. Deci sub aceeași poșghiță nenorocită, aia pe care o știm de 15 ani, acum 15 ani în România, a început să crească o magmă din asta tânără, puternică, de oameni, de profesioniști în ultimă instanță, oameni care știu o meserie. Păi asta este, de fapt, problema în clipa de față în România, că România e condusă de mult prea mulți oameni care nu știu nicio meserie. Asta este problema. Și că trăim într-o zodie a amatorismului. Amatorismului încă ar fi bine. Amatorismul presupune a iubi ceva, că vine de la... Amare. Da, de la iubi. Ăștia nu iubesc pe nimeni și nimic. Decât pe ei înșiși. Pe ei înșiși, probabil. Dar nici asta nu știu să o facă ca lume. Sunt nici măcar niște diletanți, că știu, sunt ariviști. Arivistul este mult mai periculos decât amatorul. E o diferență foarte clară între cei doi. Așa că nu trăim într-o zodie a amatorilor, ci într-o zodie a ariviștilor. Într-o zodie a ariviștilor, deci a impostorilor mai degrabă. Impostorilor. Da? Ca să ne gândim la Borges imediat. Da? Avem niște neadevărați impostori. Nu? Neadevăratul impostor Tom Castro. Asistăm acum la un joc de măști al oamenilor aflați la vârf. Fiecare încearcă să pară altceva decât este în momentul de față. Într-un editorial al tău scriai: unii pot trăi o viață fără să știe cine sunt cu adevărat. Da. De ce? Tu ai aflat cine ești cu adevărat? Nu total, dar încerc din când în când. Nu se poate prea des. Pentru că operația asta de întâlnire cu sinele este un lucru poate la fel de periculos ca o excursie în junglă. Puțini sunt cei care suportă așa ceva. Puțini sunt cei care se pot închide într-o cameră pustie și fără măcar o oglindă în față să privească fără niciun fel de cruțare în adâncul lor. Cred că la necruțare și la luciditate nu te poți plânge că ai stat rău. Da, asta este, mi se pare, și justificarea a ceea ce fac. Pentru că dacă se spune... Da, dacă se spune despre mine că sunt inchizitorial, că sunt intransigent, eu nu pot să spun decât că aplic aceleași principii cu privire la mine însumi. Și atâta vreme cât știu că eu trăiesc în spiritul principiilor în care scriu despre alții, nu am nici cea mai mică ezitare să continui. Dacă eu aș călca într-un anume fel aceste principii după care mă conduc în scris, din acel moment n-aș mai putea să scriu un rând. Eu am practicat o gazetărie, zic eu, mai deosebită în peisajul, și nu că am spus-o numai eu, am mai spus-o și alții care, cei care au comentat ceea ce am scris. Am practicat o gazetărie la cald. De multe ori mi s-a făcut reproșul ăsta: domne, Popescu ăla e prea emoțional, e încrâncenat,
este pătimaș. E violent. E violent. E crud. Da, Marie Brea e să uneori spună, nedrept. Așa e excesiv. Că sunt, cei mai mulți preferă, domnule, să mă situeze sub semnul nebuniei, ceea ce pe mine mă face foarte fericit, pentru că nimeni n-a îndrăznit până acum să mă situeze sub semnul ticăloșiei, sub semnul hoției, al minciunii. Al mercenariatului. Al mercenariatului, nu? M-au făcut nebun. Foarte bine. Atât au putut, că altceva ce să fac. Termenul pe care l-am imaginat pentru ceea ce fac eu este prozetărie. Deci această specie care mi-a fost recomandat cu căldură să n-o practic niciodată. Cine ți-a recomandat? Diversi filozofi din ăștia ai școlilor de gazetărie din România, adică gazetarii ratați care n-au fost în stare în viața lor să scrie un articol cât de cât prizabil de un număr de oameni semnificativ și pentru că n-au putut să facă lucrul ăsta, s-au apucat să predea altora cum se face gazetărie. Și ăștia aveau grijă să-mi spună, domne, zice, să nu care amestecul, zice, literaturii în gazetărie, ci e o prostie, domne, nu se poate așa ceva. Rezult, da, sigur că e o prostie. E o prostie când e făcut aiurea. Da, în momentul în care nu stăpânești nici literatura și nici gazetăria, rezultatul sigur că e penibil când le amesteci. Este mai rău decât dacă le-ai face pe una sau pe cealaltă prost. Deci eu primesc de nu știu câte ori acest reproș, nu reproș, insultă, sunt admonestat. Ce insult? De foarte multe ori. Dom'le, sunt încrâncenat. Și nu ești? Nu. Niciodată? Nu. Dom'le, acești oameni nu realizează un lucru. Eu sunt destul de rece în interior. Eu pot fi, eu știu, sedus de o idee. Da, asta da, sedus de o frază, de un cuvânt, dar oamenii mă lasă rece, în general. Persoanele despre care scriu mă lasă rece, ele ca persoane. Ele sunt subiectul meu textual. Ai studiat automatica. Ai terminat în 81. Ce făceai în 89? E un destin interesant și surprinzător. Un profesionist al gazetăriei, redactorul șef al ziarului cu cel mai mare tiraj din România, un om, un lider de opinie, în 89 nu scrisese niciun articol. Nu, presă n-am făcut. Presă. Nu, nu. N-am făcut presă, nici n-aș fi putut să fac. În condițiile în care se făcea, așa zisa, presă înainte de... De ce ai dat la automatică? Pentru că acolo era mai greu. Deci am această... Niciodată nu mi-a plăcut să joc cu avantaj în toate jocurile pe care le-am practicat. Fie sportive, fie în viață, fie în orice situație îmi displace să am din start un avantaj. Nu pot juca decât cu dezavantaj, cu handicap. Atunci mă simt cel mai bine când plec cu un handicap față de adversar. Și îți place să ți le creezi singur handicapul? Când nu l-am, îl creez eu uneori. Pentru că altfel nu mă simt bine. În anii aceia mă uitam și eu la televizor, aici, la televiziunea română. Vedeam piese de teatru, vedeam tot felul de personaje care apăreau și ne explicau nouă cum e cu cultura, cum e cu tare, nu știu ce. Gradul de impostură mi se părea uriaș. Și, cum să spun eu, în cultură impostura era și este, după părerea mea, mult mai ușor de realizat decât în automatică. În automatică sau în științele pozitive, în tehnică, acolo lucrurile sunt destul de clare. Dacă nu scrii niște lucruri precise, atunci nu poți să treci un anume examen. Adică există niște unități de măsură ale profesionalismului. Cuantificarea e foarte bună a profesionalismului în domeniul științelor exacte, cuantificarea este foarte bună. În domeniul ăsta artistic e mult mai laxă și aici se pot realiza imposturi extraordinare, perene. Veșnice. Ei, veșnic, veșnice. E mult spus. Nu, există. Bun. După părerea mea, și în film, și în teatru, și în literatură, există persoane moarte de 200 de ani care n-au avut aproape nicio valoare și a căror, cum să spun eu, impostură alimentată de urmași să perpetuează străbate veacurile. Vrei să scandalizăm puțin lumea? Acum. E ceea ce așteaptă toată lumea de la Cristian Tudor Popescu. Nu, să spun un lucru foarte greu de suportat. Deci mie mi se pare că poziția pe care o ocupă în literatura română Nichita Stănescu este în bună măsură nejustificată. Vrei să spui supralicitată? Supralicitată, nu o să spun că e un impostor, nu, vai de mine.
dar este o supralicitare față de alții din cadrul generației. Deci există poeți, după părerea mea, mult mai buni decât Nichita Stănescu, de pildă Marin Sorescu, care îl depășește cu mult, după părerea mea, de pildă Ileana Mălăncioiu, care îl depășește iarăși cu mult. Nichita Stănescu are o problemă, domnule. Eu am citit acum, cu mare atenție, am citit zeci de pagini, sute de pagini Nichita Stănescu, au apărut la Humanitas acele splendide exemplare din punct de vedere bibliofil din opera lui poetică, și aveam eu niște probleme cu receptarea lui. Acum am citit cu îndârjire să văd, domnule, ce se întâmplă acolo. Și se întâmplă un lucru foarte neplăcut. Generarea poeziei la Nichita Stănescu nu e organică. Este o punere cu mâna. Deci, se vede limpede, se întâmplă că eu am și o structură pozitivă destul de puternică. Deci eu am lecturi din științele pozitive, din filozofia științei, foarte atente. Și se vede construcția? Și se vede această construcție care este și proastă. Deci sunt niște lecturi de știință popularizată pe care le făcea Nichita Stănescu și pe care după aia le punea în versuri. Rezultatul este o făcătură intelectualistă acolo. Eu, poezia începe de acolo, de unde ai senzația, cum spune Borges, pe care o ai în fața unei femei, a sângelui, a mării. Deci trebuie să ai o tresărire interioară. Și tu n-ai avut-o, dar... puls bun, interior. Acum adevărul poate e undeva nu la se mijloc. Poate să citesc sute de pagini acolo și să nu am aproape deloc această tresărire. Știi de ce? Am fost ai uluit. Spus, am citit cu îndârjire. Poți să citești poezia cu îndârjire? Păi da, poți să citești cu îndârjire pentru că mie nu-mi plăcea. Și totuși mi-am spus, e vorba de Nichita Stănescu. Deci trebuie să citesc. Eu de obicei când citesc 50 de pagini dintr-o carte și continuă să nu-mi placă, o arunc. Pentru că nu se poate să continui. Nu-mi permit așa ceva. În teancurile de cărți care se adună lângă capul patului, dacă după 50 de pagini nu mi-a spus nimic... Tu citezi în cartea ta din Tarkovski, rostul artei e să miște sufletul. Probabil că nu orice fel de artă poate să miște orice fel de suflet. Deci, sufletul tău nu e mișcat nu se mișcă la Nichita Stănescu cu dea furisenie. E vorba de sufletul tău. Nu se mișcă și nu înțeleg în continuare cum a putut să fie ridicat în slăvina, are, să zicem că în partea de început a operei sale poetice, ar mai fi, fie și astea care nu-mi plac mie, adică puse cu mâna, non-organice, dar mai au sens. Adică, cum să spun eu, e genul de poezie la care surâzi inteligent. Așa, aha, va să zică, ia uite ce a vrut să spună, ce metaforă a făcut acum. Ce. În partea finală nu mai e nici atât. În partea finală este o disoluție totală. Acolo este text amorf, nu uita pur și că simplu. E vorba și de impactul dintre o operă și momentul în care ea apare. Dar de ce n-am aceea senzație la Marin Sorescu? De ce tresar de pildă la Marin Sorescu când citesc la Lilieci la 3-4 versuri tresar? Pentru că acolo e ceva ce mă face să tresar. De ce când, nu știu, la... De ce la Ileana Mălăncioiu mi se taie respirația de pildă? Când și acum pot să citesc de 10 ori când spune acele trenuri care sfâșie liniștea mea din 10 în 10 minute de pe Valea Prahovei. De ce? Acolo e altceva. Timpul nu le... Marea poezie nu este în niciun caz erodată de timp. În niciun caz. Din potrivă. E din ce în ce mai puternică pe măsură ce se mineralizează. Bun. Un om bolnav după literatură sau bolnav de literatură, un om împătimit de cuvânt, ce căuta la Automatică? Și cum ți-ai petrecut timpul între 81 și 89? Ce ai făcut în cei 8 ani? În cei 8 ani am muncit. Ai dat meditații? Da, sigur, dădeam meditații. Deci vremea mânzului sec are și un ușor cotei autobiografic. Da, sigur că da. Păi eu cred că se poate face literatură. Asta este ceea ce nu înțeleg de obicei femeile. Ce? În momentul în care descoperă un episod din viață al tău, care se întâmplă să le fie cunoscut... Într-o carte? Într-o carte. Ce reacție? Este furibundă. Adică, da? Nu pot înțelege, adică, ce ai vrut să spui aici. Și neapărat caută ce nu pot sensul, înțelege femeile care apar în cărțile tale? Nu pot înțelege... Transfigurarea artistică? Da, ce? Da, și anume că... Că ele se întreabă, domnule, ce ai vrut să spui, adică caută sensul a ceea ce apare în carte tot în viața reală. Că adică eu am pus în carte chestia aia ca să spun nu știu ce legat de obicei de ea.
din viața reală. Că nu suportă ideea că eu n-am făcut lucrul ăla cu un scop încifrat care trebuie să fie cumva în legătură cu ceva din viață. Deci nu poate înțelege că odată ce s-a așezat în pagină... Aici nu putem polemiza acum. Faci din pietele femei niște cititoare pragmatice care suprapun meschin ficțiunea peste realitate. Deci nu poate... Sau să oripilează. Spune, cum ai putut să pui așa ceva acolo? Dar așa ceva nu se pune într-o carte. Așa ceva e groaznic, e din viața ta și mai departe. Nu poate înțelege că în momentul în care ai scos și ai pus lucrul ăla, pe mine nu mă mai interesează că acolo e viața mea. Nici nu mai e viața. Nici nu mai e viața mea. Este o bucată extirpată și cu care se face o vivisecție. Că în fond, o carte, ce este o carte decât o vivisecție? Se iau bucăți vii dintr-un organism și se lipesc altfel. Apropo de... Și insula doctorului Moreau. Asta este o carte. Apropo de vivisecție, haideți să umanizăm puțin personajul inchizitorial Cristian Tudor Popescu și să ne întoarcem la drăgălejenile copilăriei. Sau ai fost un copil sadic? dar câtă plăcere! Câtă plăcere le-ar face multora să audă că rupeam aripile muștelor, le dădeam foc sau ceva de genul ăsta. Nu, ce făceai? În primul rând că am fost un copil foarte singuratic. Eu foarte greu am realizat contactul cu oamenii și foarte târziu. Nu prea aveam prieteni, m-am încadrat foarte greu în obișnuințele copilăriei pe care le au toți. Ce părinți aveai, dominatori sau extrem de toleranți? Mama mea este un personaj. Este un personaj pentru că mama mea spunea, dacă mă trimite Partidul Comunist să vând ziare de mâine, ea având o funcție înaltă în momentul ăla în partid, o să vând ziare pentru că așa spune partidul. Cât de înaltă? Destul de înaltă. Cunoaștem oameni care au avut funcții înaltă și zic că n-au avut. E prima oară când... Spun că cât de înaltă? În Comitetul Central? Nu era în Comitetul Central, atunci... dar avea o funcție în care foarte mulți oameni depindeau de ea. Era activistă? O funcție de cadre, da. N-am știut. Da, bineînțeles. Interesant. Și din această funcție, mama mea este un om de o cinste glacială, ca să spun așa. E o cinste supraomenească, care la un moment dat ajunge să, cum să spun eu, să taie. Muchiile astea taie. Pentru că dacă duci rigiditatea asta revoluționară la limită, ea devine inumană. Și începe să distrugă. Și o ducea la limită. Adică mama ta era, credea... Este inflexibilă din punctul ăsta de vedere. Și credea în ceea ce credea în comunism în mod sincer. Mai crede? Nu. Suferă enorm când îți citește editorialele? A suferit enorm, da. Când acum s-a mai obișnuit în anii 90, 91, 92, 93. A suferit la început. Îngrozitor. Ești singurul copil. Da. Și probabil mama nu putea înțelege cum copilul educat de ea poate să scrie așa ceva. Păi cum să înțeleagă dacă maică mea spunea că tovarășul nu știe ce se întâmplă de desubt? Ea nu putea concepe că tovarășul care este capul partidului nostru... Păi da, pentru că... Dar nu-i vina ei. Și de tovarășa ce spunea? Acolo escamota. Deci nu spunea niciun cuvânt. Dar avea cu tovarășul. Deci nu se poate, dacă ar ști tovarășul. Asta era. Nu putea să-și imagineze că întreg sistemul este putred. Păi cum să-și imagineze? Am mai întâlnit asta, nu numai la mama mea. În momentul în care îi ceri unui astfel de om care a crezut sincer în ceea ce a fost la oameni, au fost și din ăștia. Lumea acum se comportă ca și cum comunismul a fost o uriașă înșelătorie în care nimeni n-a crezut vreodată, a fost un truc gigantic și a mai departe. Și de obicei cei a fost care... Și asta, dar a fost și asta, dar au fost și unii care au crezut, vai de mine, mai mulți sau mai puțin. Mulți, destul de mulți, cei care chiar au crezut în treaba asta, nu? Eu personal n-am prea cunoscut, sincer, n-am cunoscut. Eu am cunoscut câțiva. Decât din literatură, de pildă, tinerii ziariști ai scânteii tineretului din anii 50, care credeau, să adevărul zicem, adevărul integral, exact, Cosașul, exact, și am exact, de exact. Problema cu acești oameni e următoarea, pe care am înțeles-o destul de târziu, când am mai îmbătrânit și eu, atunci eram foarte dur și foarte necruțător cu cum nu se poate așa ceva. Dar cum ai reușit să te eliberezi de mantaua maternă? Când ai realizat că e o mizerie sistemul? În 1968, când toată lumea a intrat în Partidul Comunist, nu?
când cu Ceaușescu, cu Cehoslovacia. Așa. Eu am ieșit din Partidul Comunist. Păi aveai 12 ani. Păi eram membru în Partidul Comunist de la naștere. A. Din burta mamei. Și eu am ieșit din partid, mi-am dat demisia din Partidul Comunist la vârsta de 12 ani. Eu înțeleg cu vechimea mea în partida aia de 12 ani, înțeleg ce s-a întâmplat cu acești oameni. În momentul când îi spui că totul era o minciună, în momentul în care îi pomenești de canale în 50, cum erau trimiși oameni la canal, cum erau luați de acasă cu Duba și așa mai departe, de fapt tu vrei să-i pulverizezi tinerețea. Acești oameni atunci și-au trăit tinerețea. Atunci a fost soarta lor să-și o trăiască. Nu cu 20 de ani mai devreme și nici cu 20 de ani mai târziu. Și ei confundă ideologia cu viața biologia. Lor, cu biologia, exact. Tu le, da. De fapt, de unde reacția lor așa de disperată? Pentru că le distrug. Ce era în 1953? Păi erau trimiși și oamenii la canal, spune, cum e posibil? Și maica mea spune, păi era Festivalul Mondial al Tineretului. Unde ne strângeam toți? Da. Eram tânără, nu? Cum să-i scot eu asta din cap? Mama, cum a suportat eliberarea ta? Păi nu s-a produs vizibil. Deci atunci, în general, s-a produs cam cum mi se întâmplă când scriu un text sau o proză sau ce am scris în viața mea. Se produce un declic, o mișcare foarte fină în neuronii ăștia, în ce-o fie aici, care nu știu ce e inițial. E ca și cum ai vedea o pasăre trecând foarte iute prin colțul ochiului, nici nu știi dacă e pasăre, dacă e animal, dacă ce este, ți-a trecut foarte iute și abia după aceea, gândindu-te, începi să înțelegi ce ai văzut. Adică să produci atât de repede. Dar mama când a înțeles? După 90. După 90? După 90, și da. Nu și-a dat seama până în 89 că trăiește cu dușmanul de clasă în casă? Ba da, păi discuții aveam, nu? Am înțeles că mă întrebi când a realizat că ceva e în neregulă cu comunismul. A, nu, cu tine, na, cu mine, cu fiul. Cu mine, nu, destul de repede. Destul de repede. Deci, prima mișcare din capul meu a fost greu sesizabilă, chiar de către mine. Și ea s-a produs în secunda în care am auzit de la un difuzor verde, în orașul Govora, unde mă aflam cu tatăl meu. La Băi? La Băi, că el făcea Băi și eu stăteam pe acolo. Am auzit în acel difuzor verde aflat pe o peron așa, mi-aduc aminte, că au intrat, că trupele sovietice au pătruns în Cehoslovacie. Și în momentul ăla am rămas blocat. Și s-au produs tot felul de lucruri din astea învălmășite în capul meu. Acum ce spune are sens. Atunci nu era nimic foarte clar. Dar era cam, cum adică Marea Uniune Sovietică intră în Cehoslovacia cu tancul? Păi nu e ea prietena tuturor țărilor din Est? Nu le ajută? Nu le păstorește? Nu le ogoiește? Nu e ea, acolo te duci la Uniunea Sovietică când ești bolnav și Uniunea Sovietică te vindecă? Așa fusesești tu crescut. Dar bineînțeles, era o adevărată religie. Tata 88. Era tot? Nu, taică nu avea nicio treabă. 20 de ani mai târziu citeam Berdiaev, Problem de comunism, și descopeream fascinat că el spune comunismul e o religie, cu regulile ei, pe care o religie atee. Da. Ori asta eu simțeam atunci. Eram lovit în religia mea. Cum se poate, dom'le, păi Uniunea Sovietică nu e decât bine, e un ținut din ăsta mirific, luminos, cheamă-mă îndepărtarea luminoasă. Așa. Și tata ce meserie avea? Și antierist. Inginer constructor? Nu, inginer, domnule, șantierist. Deci, ce făcea pe șantiere? Norma munca muncitorilor. Normator. Deci, normator, da, asta era. Deci socotea ce munceau oamenii și... Deci tata era mai mult plecat de acasă, da, după că era șantierist. Da, sigur că, până toată țara. Da, nu prea avea treabă cu mine. Și da. Tu erai îndoctrinat la domiciliu? Nu eram îndoctrinat. Nu, maică-mea nu era ceva mult mai periculos. Ea era un exemplu viu. Exemplu viu este mult mai puternic decât doctrina. Dacă vine cineva și tot îți face prelegeri și seminarii, nu se știe cât reții din el. Maică-mea chiar era așa. Nu, știi ce e foarte important din ce îmi spui? Că mama ta, în felul ei, trăia sub semnul onestității. Absolut. Tu n-ai fost crescut în casă cu dublă contabilitate. Nici. Adică acasă nu se vorbea altceva decât aflai de la școală. Nu? Ești unul dintre puținele cazuri, pentru că în general au fost generații crescute sub semnul dublei contabilități. Da. Da, da, exact. Deci nu mi se spunea, eu știu că partidul ăsta este o adunătură de hoți și de impostori, ceea ce și era, în cea mai mare măsură. După momentul 68, după ce
s-a produs mișcarea aia tectonică din capul meu, am început să mă uit altfel la tot. La tot. Până atunci eu credeam că cine este acolo la 23 august în tribună și face cu mâna și trece noi, ăia sunt niște garanții ale siguranței. Ăia știu, oamenii aia de acolo, care sunt cu cravate. Cu cravate roșii și cu copilași în brațe. Cu copilașii pe lângă ei. Ăia sunt părinții noștri. Ei știu, tovarășul Ceaușescu, tovarășul Maurer, tovarășul cine mai era atunci prin Chivu Stoica, că mi-aduc. Deci aveam senzația că oamenii ăștia fac ca lucrurile să nu se ducă în rău. În școală n-ai fost dus la defilări? Nu, mai fi fost, dar nu mai mi-aduc aminte. S-ar putea să fi fost. Nu m-au marcat niciodată. Dar armata te-a marcat? În armată, vreau să spun că eu am făcut o carieră în armată. Am crezut că ai făcut carceră. Am făcut și carceră și carieră. Ce carieră? Deci, carieră în sensul că ajunsesem, aș fi putut să rămân în armată. Eventual mi s-au făcut și oferte în acest sens. Erai disciplinat? Da, sigur că da. Deci m-am supus disciplinei militare. Nu ți se părea absurd? Nu, dimpotrivă. Când m-am dus acolo, am rupt orice fel de legături cu exteriorul. N-am vrut să mai știu de nimeni din exterior, prieteni, părinții. Am zis să nu vină nimeni la mine cu pachete de mâncare, am mâncat numai mâncarea de la armată, de acolo ce ni se dădea, și m-am supus regulilor armatei fără niciun fel de ezitare. Ce înțelegeai din acea armată? Sau o priveai ca un exercițiu personal? Un exercițiu interior personal. Deci eu trebuia să nu mă văicăresc, trebuia să suport toate privațiunile fără să crâcnesc și mi-am dorit acest exercițiu. Ai visat vreodată să-ți iei zborul în Occident? Nu că am visat, am ajuns cu formularele alea, erau formularele mici și formularele mari. De emigrare? De emigrare. Câți ani aveai când ai completat formulare? Aveam de aproape 30 de ani, 20. Terminasești facultatea? Terminasem facultatea, prin 84 se întâmplă asta, 83-84, deci aveam 27 de ani, 28 de ani. Atunci și le-am scris aceste formulare să plec în America. Urma să mă căsătoresc cu cineva și să plec. Era o modalitate foarte simplă de a pleca atunci. Plecai până la urmă. Era formală sau chiar era îndrăgostit de fata la care voiai să pleci? Era formală. Dar mi se oferea această posibilitate și le-am scris și m-am uitat la ele o noapte întreagă. Le-am pus pe masă și am fumat un pachet de Carpas fără filtru, că aia fumam atunci. Și m-am uitat la ele. M-am uitat, m-am mai plimbat, m-am uitat pe fereastră, așa, și dimineață le-am făcut ghemotoc și le-am aruncat. Asta a fost călătoria mea în Occident, în 1983. Eu am avut întotdeauna, am fost un închipuit, să spun, am avut o capacitate mare de a-mi închipui lucrurile, chiar când nu le-am să văzut. Să zicem un imaginativ, închipuit înseamnă un încrezut. Da, e adevărat. E adevărat, are și sensul ăsta, dar eu îl folosesc și altfel. Eu îl folosesc. Mai am obiceiul să folosesc cuvinte în sensurile mele personale. Așa. E meseria ta. Da, deci închipuit, a suferi de închipuire înseamnă nu numai a te închipui pe tine, ci și a crea pur și simplu în jurul tău, fără să ți-o ceară nimeni, așa, a secreta niște lumi, fără să-ți ceară nimeni lucrul ăsta. Ori eu am făcut lucrul ăsta de la început. Ai pomenit, de când am început discuția, ai pomenit de prieteni. Și uite ce spui într-un editorial, într-un articol, într-o tabletă, într-o mică proză. Uite ce spui. Toți prietenii mei au plecat. Și-au pierdut mințile sau sunt morți. Îi visez câteodată ca pe niște țigări, arzând concentric pe marginea unei scrumiere cât un lighean, plin de cenușă. Dan, Mica, Mihai, Cristian, Șerban, Dan. Hai să evocăm un șirul ăsta de prieteni. Spui, și-au pierdut mințile sau sunt morți. Tu vezi Balamucul, salonul numărul 6, să zicem, îl vezi ca un spațiu al libertății, ca un refugiu sau ca un spațiu al morții și ca o închisoare? Ca pe un spațiu al adevărului. Nebunia este o formă de adevăr. Este o formă de realitate. În condițiile în care trăiești, în care în jurul tău este o mocirlă, în care este o... nu mai este minciună, este murdărie, nebunia e o formă de moralitate. De-aia când mi se spune de către unii și alții, domne, nebunul ăla, că ăsta e cuvântul definitoriu pentru mine acum, nebunul ăla, nu mă supăr deloc. Pentru că acești prieteni ai mei, și moartea e o formă de moralitate. Acești prieteni ai mei, într-un fel,
au fost mai curajoși decât mine. A evada în nebunie, a refuza prin nebunie realul, mi s-a părut mai corect, mai adevărat decât ce am făcut eu, care am încercat să lupt cu acest real, am încercat să mă, cum să spun eu, să mă și pliez lui, chiar luptând cu el, că nu poți să lupți numai cu crucea în stânga și cu sabia în dreapta. Trebuie să înveți de la adversar, trebuie să-i folosești metodele. Când îi retezi capul, îți sare pe tine sânge de la el, mizerie, puroi din el sare pe tine. Și știi ce se întâmplă? Se întâmplă ceva de felul nemuritorului ăla, filmul ăla de la televizor cu Highlander. După ce lichidezi tot felul de monștri din ăștia, constați că fiecare din ei își lasă urma în tine. Să scurge în tine, în mod inevitabil, lasă ceva. Ești, într-un fel, ajungi să fii suma celor pe care i-ai lichidat. Da, la un moment dat. Și bun, trebuie să lupți cu strigoii ăștia lor care își vor să-și trăiască mai departe viața în tine. Și momentul cel mai grav este acela în care pierzi justificarea morală, pentru că ți-ai propus un scop și ți-ai spus că trebuie să recurgi ca să câștigi, ca să impui acel scop nobil, categoric. Dar dacă ai fi folosit mijloace din astea de tip fair play, total, cavalerie și mai departe, ai fi pierit de mult. Și atunci a trebuit să folosești, să înveți de la adversarul tău tot felul de metode. Și la un moment dat încep să te întrebi cine ești, cine mai ești, după ce, pentru că tot timpul ai avut această liniște în tine, în interior, da, dar eu nu mă mânjesc de toate astea, eu știu foarte limpede că eu vreau să fac un lucru corect, vreau să fac un lucru onest și chiar dacă folosesc astfel de mijloace, trebuie să o folosesc pentru că cu un șarpe nu poți să lupți decât cu mijloacele șarpelui. Da, dar într-un anumit moment începi să te îndoiești de tine însuți, nu mai știi cine ești, nu mai știi în ce măsură ai ajuns să semeni cu ea într-o zi în care te uiți în oglindă. Bun, să evocăm un pic șirul ăsta de prieteni. Dan, Mica, Mihai, Cristian, Șerban, Dan. Deci, închipuieți un om care nu a trăit decât pentru o singură idee, pentru tenis, pentru racheta de tenis. Un om care ajunsese să se gândească la copacul din care a fost făcut mânerul rachetei de tenis, un talent extraordinar în jocul de tenis și care a fost doborât de propria lui obsesie pentru tenis. Acest om, având o pasiune obsesională pentru tenis, a învățat un anume tenis, l-a învățat foarte bine tenisul ăsta, după care tenisul a evoluat fulgerător. S-a schimbat, s-au schimbat prizele, s-au schimbat materialele de joc. Nu se mai juca cu rachetă de lemn și se juca cu priză foarte închisă, cu rachete din materiale sintetice, din carbon. Și acest om, care era foarte talentat și care iubea foarte mult tenisul, a rămas la racheta de lemn și la jocul cu priză deschisă, în care era un maestru. Și din cauza asta a nebunit. A nebunit pentru că vedea, deci a început să fie bătut de juniori care erau cu 4-5 ani mai tineri decât el și care îl băteau rușinos, fără să fie niște valori, pentru că jucau celălalt tenis care apăruse acum, cu alte materiale și cu alte procede. El juca un tenis superb de atunci, de care n-a putut niciodată să se dezbare, n-a putut să-l abandoneze. Pentru el important era jocul, important era să facă o minge extraordinară, nu neapărat să câștige, pentru că dacă și-ar fi dorit să câștige, atunci ar fi pus problema, dom'le, trebuie să schimb. Tu ce fel de jucător ești? Joci de plăcerea de a juca sau ca să câștigi? Eu joc ca să câștig. Să trecem mai departe, Mica. Mica e o fată extraordinar de talentată, o pictoriță extraordinar de talentată, a făcut câteva tablouri. Unul din ele este în biroul meu, l-ai văzut? L-am văzut. Cruciatul combinat cu Don Quixote. Da, da. Am bănuiala că e portretul tău. Nu. Nu este portretul. N-are nicio legătură cu mine. Nu? Nu. Atunci de ce îl ții la cap? Pentru că mi se pare că te caracterizează. Că mă caracterizează pe mine, fără ca el să fi fost făcut în legătură cu mine, când a fost creat de această fată, care și a avut soarta de care a nebunit. Vorbim. Da. Din cauza presiunii sistemului în care se trăia în România.
din cauza faptului că a fost nevoită să facă un avort în niște condiții, cum se știe, cum se făceau atunci, groaznice, a fost în pragul morții, apoi a fost anchetată de către procuratură, a fost condamnată. Eu i-am fost martor în tribunal. Eu eram un martor de circumstanțiere, adică am spus că este o fată foarte talentată, foarte serioasă și un om de valoare care... Nu ți-a venit la tribunal atunci să urli niște adevăruri? Care... Nu, pentru că ea și făcut mult mai mult rău. Mi s-a explicat de către avocat, unde am ore întregi mi s-a spus, domnule, asta trebuie să spui ca să o scăpăm cu suspendare. Acolo am învățat ce înseamnă sistemul, pentru că omul ăla mi-a spus, dacă ai să greșești, ai să spui ce, s-a terminat. Mihai? Mihai este un scriitor, ca și mine. Și un om cu alături de care am mers multă vreme. Dar un om care a înțeles să-și trăiască iarăși boema și condiția de scriitor până la capăt. Eu am renunțat la condiția de scriitor pur sânge. Pentru că am trecut la gazetărie. Gazetărie era e altceva. În primul rând că din gazetărie banii se câștigă mai ușor. Că acest prieten al meu trăiește și acum într-o mizerie îngrozitoare, pentru că a ales să fie doar scriitor după 1990. Și ce a făcut de atunci? A scris un roman? Scris cărți de atunci și trăiește într-o mizerie îngrozitoare. E talentat? A fost. De ce nu mai este? Pentru că nu poți să fii talentat la nesfârșit în momente în care nu ți se recunoaște ceea ce faci, nu ai bani, trăiești în sărăcie, te părăsește nevasta, copilul, rămâi singur. Apropo complet. De copil, în paranteză, tu ce fel de tată ești? Mă întreb și eu ce fel de tată sunt. Tolerant, dominator? Tolerant nu sunt în niciun caz. Dominator nici asta, dar nu sunt tolerant. Deci încerc să deci mai... ești intolerant. Prin faptul că nu sunt tolerant, înțeleg că nu sunt dictator, dar nici permisiv. Deci anumite lucruri trebuie clarificate de la vârste foarte fragede. De pildă. De pildă că nu poți avea tot timpul tot ce vrei. Asta e, după părerea mea, un lucru care e bine să intre în capul copilului. Chiar dacă ai putea să le oferi tot ce vrei? Da, chiar dacă aș putea să le ofer acest lucru, cred că e foarte bine ca... Bine, eu am învățat asta fără să se facă exerciții cu mine. Am învățat-o practic, vrând nevrând, pentru că chiar n-aveam. Dar ei e bine să știe că... E bine să... Eu chiar încerc să le spun lucruri foarte brutale. Eu cred că... Nu crezi că copiii... îi poți șoca? Ba da, dar e mai bine să fie șocați. Șocați de mici. De mici. Decât să-i șocheze viața mai târziu. Da. E bine să fie și o cază de mici. De altfel, eu mă gândeam pe vremuri când mă preocupa educația, am fost și profesor o perioadă, mă gândeam că există o inversiune în planul ăsta școlar și anume că ar trebui să se înceapă cu ontologia, nu cu matematica, nu cu limba română, nu cu geografia, cu ontologia. Deci ești o ființă gânditoare. Existi în univers, trăiești și ai să mori. Nu se știe de unde vii și unde te duci. Asta ar trebui să fie prima lecție, nu alfabetul. Primul lucru pe care trebuie să-l știe copilul este că s-a născut, că trăiește și că va muri. Trebuie să știe acest lucru. Crezi că nu știe asta? De pildă, trebuie dus în clasa întâia, după părerea mea, la morgă. Și trebuie să-i se arate morții. Poate să-și piardă gustul sau plăcerea de a trăi nu pe știu. Veci. Poate exagerat ce spun eu, dar am înțeles, poate nu în clasa întâia. Da. Vedeți că eu folosesc metoda asta... Dar nici în a doua. Nici în a doua. Ai exagerațiuni conștiente. Lasă, Morga, să ne întoarcem la copii. Forma ta de iubire este severitatea? Nu neapărat, dar nu sunt foarte calin. De ce, dacă așa? Ai putea să le oferi ceva, de ce să nu le oferi dacă poți? Pentru măcar că... să le oferi până poți, că pe urmă viața cine știe ce o să le ofere. Nu e așa. Pentru... Același motiv pentru care eu nu mă duc la diverse sindrofii și chermeze. Eu nu pot, de pildă, în condițiile în care știu că trăiesc, potrivit statisticilor, 43% din populația României, și statisticile astea sunt o vorbă, ceea ce se vede este important, și mizeria groaznică pe care o putem vedea fără statistici, la fiecare pas în țara asta, nu pot să mă duc, de pildă... Să-mi fulești somon fume. Da, nu pot să mănânc somon fume. Și pentru asta, da. Și pentru asta se cheamă că eu sunt comunist.
Că asta mi se spune. Asta înțeleg foarte bine. Pentru că există niște profesioniști ai mondenității în București, niște oameni care își petrec viața de la o recepție la alta. După aia vin și scriu despre condiția handicapaților, despre condiția săracilor, despre șomeri, de România, care bătrâni. Trebuie ajutați cu programe fare. Exact. Așa. Însă știi ce mi-a plăcut în tableta pe tema asta? Interesant e că între ei, deși provin din tabere opuse, deși se înjură la vedere, pare să domnească un consens globiu. Se bat pe umeri, se glaturează reciproc, mai pun de o afacere, mai aranjează o mișcare. Ai fost șocat la chermezele astea, văzând politicieni din tabere diferite, bătându-se pe umeri și Ei sunt o fraternizând specie. În fața unei farfurii cu sărmăluțe. Păi sunt o singură specie. M-am lămurit de mult. Să ne întoarcem la lista de prieteni. Cristian? Cristian era poet. Era poet. De ce era? Nu mai e. A murit. Întâi a înnebunit și după aia a murit. El deci de el le-a făcut pe amândouă. El de ce a înnebunit? Pentru un lucru pe care îl înțeleg foarte bine. Când eram foarte tânăr, în adolescență, de pildă, am întâlnit cu cineva care mi era vag cunoscut pe stradă și a fi pus în situația de a face un gest de recunoaștere sau de salut era un stres îngrozitor pentru mine. De ce? Nu știu. În general, nu... Ți-am spus că eram un om foarte singuratic și care... Tocmai. De asta am vrut să insistăm asupra prietenilor, că sunt relevanți. Așa. Contactul cu oamenii era extrem de greu. Stresant. A fost greu și stresant pentru mine întotdeauna. Iar pentru Cristi, ceea ce era pentru mine stresant la el era demențial. Deci el, dacă vedea mai mult de 7 chipuri omenești într-o zi, avea senzații de vomă. Avea o incapacitate totală, de pildă, de a se înscrie în operațiile necesare ale vieții, fără de care nu poți trăi, nu? Să-ți plătești o factură, să semnezi un ștat de plată ca era să-ți iei banii. Da, era incapabil. Provenea dintr-o familie normală, ca să zic așa, în ghilimele, sau nu? Nu i-am cunoscut familia, nu? Deși a descris-o într-o poezie. În mai multe. Tatălui era ofițer. Deci Cristi a fost și el în situația în care, ca și Mihai, a acceptat și a acceptat condiția asta damnată de scriitor, condamnată chiar, până la capăt. Știi vreun vers din Cristi? Păi, n-are rost să... Știi? Îți amintești în clipa asta? Spune-mi un vers din el. Deci nu pot să spun versuri pentru că el nu scria versuri în accepția cuvântului. Era un text care curgea cap-coadă. Poeme, în proză. Poem, în proză. Ceva foarte special. Baudelaire, așa, ce? Să zicem, de pildă, are un text absolut extraordinar despre un azil de bătrâni, în care își dorește la un moment dat să aibă, dă-mi Doamne, spune, liniștea din capul statuii lui Alexandrie, din un strop din liniștea ce se află în capul statuii lui Alexandrie din rotonda scriitorilor din Cismigiu. Apoi spune, aș vrea să fiu acel schior care străbate mereu pante înzăpezite în veșnicie, era schiorul după pachetul de bucegi. Și în final se gândește la bătrânii din azil care stau tot timpul cu capul într-o singură parte, astfel că albesc numai pe partea unde este răsăritul. A murit înainte sau după 89? După. După. Șerban? Cu Șerban am fost la Revoluție în noaptea de 21 decembrie. Unde? În piață, la universitate. La Inter. Aia, la Inter, da. Și ne-am dus amândoi acolo. El ce meserie făcea? Ca și mine. Automatician. Matematician. Matematician. Da. Dar făceam aceeași meserie, deci informaticieni. Mi-aduc aminte un ins, am venit amândoi dinspre... Stai să ne cum s-a întâmplat. Deci eram la servici, amândoi. Unde lucrai? La un centru de calcul. Stăteam lângă difuzorul ăla... nenorocit în perete, că în fiecare birou erau niște difuzoare, după care trebuia să ascultă. Așa. Și din difuzorul ăla începe tovarășul. S-auzea vocea hrită a lui tovarășul. Așa. Și
eu turbam, mai adică că fumam împreună și înjuram îngrozitor, pentru că l-auzeam pe ăsta vorbind și lumea care era în piață și agita și striga Ceaușescu pe CR și mie venea să înnebunesc în condițiile astea. Hai. Și la un moment dat se aude ceva în neregulă, se aude chestia aia, că nu e în regulă. Și m-am uitat Cerban la mine, eu la el, n-am mai spus niciun cuvânt, ne-am dus pe holul ăla de la întreprindere de acolo, cad în pușcă. Ne-am dus în Romană și acolo, în Romană a început revoluția pentru mine, erau niște băieți tineri cu niște banderole negre, mi-aduc aminte, în jurul capului. Unde sunt băieții ăștia? În America. Că nu se văd. Nu știu. În America, așa cum spunea Svidrigailov în finalul de la Crimă și Pedeapsă, unde te duci? În America, înainte de a-și trage un glonț în cap. În America aia probabil că sunt. Ei, și băieții legați. Băieții aia legați și care strigau jos Ceaușescu. Jos Ceaușescu, jos Ceaușescu. Ne-am uitat la ei, ne-am uitat la noi și eu am intrat în revoluție și într-o altă viață, am pășit într-o altă viață, pentru un pas, un singur pas, de pe trotuar, pe carosabil. În momentul când băieții ăștia s-au dus, nu erau mulți, erau vreo, cred că, 20 de oameni, 15-20 de inși, un grup, care a luat-o pe lângă florăria de la Romană, pe lângă librărie, ducându-se spre Bulevardul Dacie. Și eu, mergând pe lângă ei, încă eram pe trotuar, că nu știam ce e asta. Mă uitam și nu pricepeam. Nu venea să cred, adică au trecut minute în șir în care mi se părea că trăiesc un film, ceva SF. Ireal, SF. Și ai pus piciorul. Și am pășit, ei mergeau pe carosabil și eu mergeam pe trotuar și am mers vreo 15-20 de metri lângă ei, eu pe trotuar, ei pe carosabil. Și după aia am pășit de pe trotuar pe carosabil. Și decupezi ca un regizor. De aici și Șerban, ce s-a ales de el? Ce face acum? Șerban a murit în 1992. Nu vreau a murit nefericit sau a murit? Profund nefericit, profund singur. Vedea ce ies, ce se întâmplă în jur, era din ce în ce mai nedumerit, se gândea să plece din țară. Și ultimul din înșiruire, Dan, alt Dan. Dan a fost poate omul care m-a înțeles pe mine cel mai bine. Era o personalitate proteiformă, proteică, deci o personalitate care pricepea, înainte ca eu să spun 5 cuvinte, el înțelegea ce am de gând și să mula imediat, cameleonic, pe gândul meu și îl ducea chiar mai departe, foarte rapid. Pricepea, nu știu de ce, a înțeles întotdeauna foarte exact cum gândesc. Da. Dar nu numai eu, și alții. Deci a fost un om care avea o capacitate empatică din asta, o capacitate de a strânge oamenii la un loc. Ce meserie avea? Inginer. Ca și mine. Ar fi avut calități de politician? Scriitor, așa îmi imaginez eu politicianul ideal. Uite, asta e un lucru care nu m-am gândit niciodată. Ai spus un lucru formidabil acum, Genu. Probabil că mereu mi s-a spus, ce bă, nu-ți place niciunul, spute tot în politica asta? Nu m-am gândit niciodată că așa ar fi trebuit să arate politicianul care să-mi placă mie, cum era Dan. Fără să fie deloc conciliant sau, eu știu, alunecos sau din ăsta șobolănos, așa. Nu, era foarte ferm. Dar avea o capacitate extraordinară de a ține la un loc oameni extrem de orgolioși, extrem de dificili, scriitori. E greu, cu animalele astea e foarte greu. Și el se descurca. Și reușea cu un talent absolut extraordinar să ne țină la un loc, să ne facă să ne simțim bine unii cu alții. Uluitor. Îți lipsește. Da, sigur. Păi s-a terminat. În momentul în care el a murit, tinerețea mea s-a sfârșit. Fiecare din ei și-a dus condiția dincolo de barieră. A încercat să transgreseze o limită și dincolo de această limită a venit fie nebunia, fie moarte. Eu am rămas dincoace. Eu am rămas totuși scriitor. Doar scriitor. Ei au și vrut să-și trăiască experiențele până la capăt. Până la capăt. Eu nu le-am dus până la capăt. N-am ajuns să și aplic efectiv. Dan asta a făcut. El a început să aplice SF-ul asupra lui însuși. Fizic. A început să intre în transe, să încerce să ajungă într-o stare din asta specială de telepatie, de precogniție, de ghicirea viitorului, adică de premoniție, cu tot felul de tehnici, ținând de un soi de misticism științific,
extrem de periculos. El când s-a prăpădit? 1991. Putea să se întâmple altfel, putea să nu moară. Dar oricum ar fi fost izolat. Oricum s-ar fi întâmplat cu el ceea ce o să se întâmple și cu mine. La un moment dat... Adică? La un moment dat, cum să spun eu, te afli în joc, te afli în mișcare, te afli în centrul vârtejului, după care vârtejul începe să te scoată în exterior, începe să te ducă spre margine. Deja ce se întâmpla atunci în România nu-l mai îngăduia pe Dan. El era puternic și ne era tuturor drag și ne era tuturor de folos, nouă înșine, putea să ne scoată din noi înșine în acele nopți din 85, din 86, 87, în poienile alea unde scriam și citeam tot felul de lucruri care erau subversive în cea mai mare măsură. El aparținea acelor nopți. Acum, deja în tot acest haos colorat de după 1989, el nu mai putea trăi. Cum să spun eu, Ceaușescu, am spus-o atunci, Ceaușescu s-a dus în mormânt și cu science fiction. Și cu mișcarea science fiction, care a fost altceva decât scrisul. Erau zeci de cenacluri în România, mii de tineri care își găseau de refugiu, treabă... Refugiu, da, un refugiu, evident. De ce spui că destinul tău va fi asemănător cu al lui Dan? Că te simți în centrul unui vârtej? Asta e o regulă. Nu poți să rămâi prea mult timp în centrul vârtejului. Pentru că poți, după aceea poți face altceva. Apropo poți de centrul vârtejului, acum ești în centrul vârtejului. Da. În ce măsură crezi că tu ai creat adevărul sau și adevărul te-a creat pe tine? Sau cine a creat mai mult pe cine? E un proces absolut reciproc aici. Nu pot să fac o... Deci, s-au produs simultan lucrurile astea. Deci, creând adevărul, pe care nu l-am creat de unul singur, ca adevărul să ajungă ce este astăzi, a trebuit ca eu însumi să mă schimb. Schimbând ziarul, te-ai schimbat și pe tine. Da, nu se putea altfel. Da. Sigur că m-am schimbat foarte mult și nu numai eu, toți cei care am contribuit la schimbarea acestui ziar. Dar vorbind numai de mine, păi dacă ar fi să facem acum o montaj cinematografic între mine, cel din 1990, care venea atunci la Scânteia, pe holurile alea unde erau, mă uitam la, ești alt la om. Stelele alea în cinci colțuri și la Seceră și Ciocan, ca la dracu mă uitam la ele. Și cel de astăzi e o deosebire uriașă. Cel din 90 și cel din 2000 sunt doi oameni diferiți. Da, absolut. Și schimbarea se datorește tocmai adevărului. Te simți mai bine în pielea ta acum sau atunci? E foarte greu de spus. Sunt momente în care regret pielea mea de atunci. Era mai apropiată, era o piele mai apropiată de esență. Gustul fricii îl simți des? L-ai simțit vreodată sau ți-e complet străin? Păi cum să nu-l simt? Deci au fost momente în care băgam cheia în broasca mașinii să deschid ușa și îmi tremura mâna ca frunza. Credeai că o să explodeze? Da, bineînțeles. Ca în filmele. Săptămâni de-a rândul în care mă întrebam ce o să întâmple când deschid ușa de la mașină. Sigur că mi-a fost frică. Cum să nu fie frică? Și alte Și cum îți domini frica? Cum spunea un bătrân general, ce ai mai tremura bătrână carcasă dacă ai ști unde te duc? Prin rușine. Deci încerci să spui că nu se poate să fac lucrul ăsta pentru că e rușine. De la mare distanță se vede că tu faci munca de gazetar cu vocație. Cu vocație și ca o vocație. Și cum vezi aspectul rutinier al meseriei? Cum lupți cu perfida rutină? Asta e foarte greu de luptat cu rutina în gazetărie pentru că există și ea te poate face la un moment dat să nu-ți mai faci meseria ca un profesionist. În momentul în care vezi foarte multe texte, foarte multe litere, foarte multe titluri, încep să nu mai reacționezi. Ori condiția fundamentală a gazetarului este tresărirea. Tresărirea? Tresărirea, da. Asta e ceea ce îl definește. Trebuie să tresar în momentul în care vede ceva. Rutina te face la un moment dat să nu mai sesizezi. De-aia noțiunea de cap limpede, care ți-e foarte cunoscută din gazetărie, își are rostul ei. Deci vine cineva la sfârșitul zilei și se uită pe pagini la care tu ai muncit toată ziua și vede, poate vedea... Lucruri care ție ți-au scăpat. Te poți uita o oră la ele, nu le mai vezi, pentru că le-ai văzut de prea multe ori și nu mai poți vedea unde este greșeala. Recitindu-ți astăzi editorialele, am realizat că ele, după ce își pierd
imediatul interes politic, să zicem, rămân proză curată. Spune-mi, există bucăți la care acum ai renunța? Afirmații de care îți pare rău că le-ai făcut? Niciuna. Deci nu am a renunța la o virgulă din ceea ce am scris. Dar deci... când ai realizat că ai greșit? Păi nu există a greși. Există... Când diagnosticul pus de tine asupra unui fenomen s-a dovedit sau ai constatat chiar tu că n-a fost corect. Asta n-are nicio importanță. Important este că eu, în acel moment, cu datele pe care le-am avut la dispoziție... Ai crezut și așa? Și cu onestitate, că am crezut da. Eu așa, nu mi-a spus nimeni, spune și scrie lucrul ăla, l-am scris în acel mod. Sigur că greșești. Aproape că pot defini o marjă statistică de greșeală. Pe săptămână eu fac... 2-3 greșeli mai mari sau mai mici în activitatea de gazetar. Prin fânsuși e un zgomot de fond. Gustul vinovăției ți-e străin. Da, pentru că ar trebui să am în mine ceva fals. Cum suporți în fond tu propria condiție de om care n-are mamă, n-are tată? Foarte greu. De ce? Pentru că e greu de imaginat pentru acești oameni să gândesc probabil la mine ca la un soi de de vampir din ăsta, de personaj din filme care stă în borta lui, în grota acolo și imaginează tot felul de torturi pe care să le aplice adversarilor și mai departe. Ei nu-și imaginează ce dorință imensă există în mine să găsesc pe cineva care să fie rațional, de bun simț și bine intenționat în fața mea. Este o, cum să spun, o fericire să... o binefacere pentru mine să întâlnesc așa ceva. Dar dacă nu întâlnesc decât extrem de rar astfel de oameni, eu ce să fac? Nu, dar de pildă un alt fenomen ciudat care se petrece cu tine, ai obiceiul ăsta ca oameni, să zicem, importanți, figuri ilustre ale culturii române cu care la un moment dat te înțelegi foarte bine. Dintr-o dată, dacă ție într-o clipă ți se pare că oamenii ăștia au călcat greșit sau ți se pare ție că nu corespund așteptărilor tale, îi taxezi fără milă. Mircea Dinescu chiar recunoștea lucrul ăsta, îmi spunea, bă, zici, eu nu sunt în stare, public, eu nu sunt în stare să fac ce faci tu, să dai în oameni care te-au lăudat ieri să-i pleznești astăzi. Și tu cum mai poți după aceea să-i privești în ochi? Păi îi privesc foarte liniștit în ochi. Un om ca tine, care are voluptatea demolării, să zicem, voluptatea lucidității până la urmă. Are oameni intangibili în viață, nu statui. În viață? Intangibil e modele, mult spus, să spunem. Dar am oameni care, pentru care am un respect nemărginit. Și care, dacă ți-ar înșela așteptările, reacționa cu violența obișnuită? Nu, ar fi, dacă mi-ar înșela așteptările, probabil că mi-ar produce o depresie profundă. Și n-ai mai reacționa cu violența profesională cu care reacționezi de obicei? Nu, aș cădea. Cam cât sunt oamenii ăștia? Pot spune doi. Care? Dorin Tudoran și Ileana Mălăncioi. Ce zici de definiția lui Iorgulescu? Cristian Tudor Popescu e un marțian străfulgerat de coșmarul vieții pe Terra. Îți convine planeta Marte? Da, marțian, îți convine? E un adevăr aici. Când eram mic, am visat foarte multă vreme să vină de undeva o navă cosmică și să mă ia. Și să te ducă unde? Și să mă ducă departe de aici undeva, nu știu. E o diferență între un marțian și un lunatic? Da. Luna nu mi-a plăcut niciodată. Mi s-a părut prea terestră. Întotdeauna m-am gândit foarte departe, adică deja la nebuloasa Andromeda, eu știu, la Săgetător, la constelații, la metagalaxie. La asta m-am gândit întotdeauna, azi, dacă nu ar fi la, să-ți la alegi, lună. Astăzi, dacă ar veni nava acum și te-ar prelua, unde ți-ai dori să pleci? În spațiul ăla pe care mi-l construisem eu în copilărie și în tinerețe, care era un spațiu... SF. Un spațiu al astronavelor ăstora care merg în tăcere, în singurătatea cosmosului și în care oamenii au toți uniformă, aceeași uniformă. Care oameni? Că nu există oameni, ești singur. Există, nu sunt singur, nu, trebuie să fiu într-un echipaj. În această astronavă, nu? Că nu vreau să fiu într-un echipaj. Tu ai fi șeful astronavei? Nu, nu trebuie să fiu șeful, trebuie să fac parte dintr-un echipaj de pe o astronavă în care oamenii să aibă aceleași uniforme, în care să se deosebească între ei prin structura interioară, nu prin modul în care sunt îmbrăcați. De-aia îmi plăcea mie ideea asta, știi, din Star Trek. Apropo de profesiunea reporter și că văd că ești un consumator frenetic de film, ți-ai dorit vreodată și îți dorești câteodată să fii altcineva? Nu doresc să devin calm, obiectiv,
între ghilimele. Rezonabil. Așa, rezonabil, neîncrâncenat, comod, așa cum doresc unii. Eu doresc să rămân Cristian Tudor Popescu până când o să crăp. Cât s-o putea, nu știu. Te trezești mâine dimineață și realizezi că totul n-a fost decât un vis. Casa Presei Libere e casa scânteii, adevărul e scânteia, ne-am întors în 89, te-ai întors în 89. Ce faci? Nu este nevoie să-mi imaginez acest vis, această ipoteză SF, pentru că intervalul de grație care mi s-a acordat se apropie de sfârșit în realitate. Acum. Sigur că el înseamnă foarte mult. Faptul că am avut la dispoziție acești 10-11 ani, puteam să nu i-am. Puteau să nu existe. Deja ei nu mai pot fi șterși. Au rămas undeva scriși, au rămas vizualizați. Dar acest interval se apropie acum de sfârșit, pentru că așa cum merg lucrurile în jurul nostru, a idoma banchizei polare, barca asta, pentru că sunt la urmă o barcă pe o mare, asta am fost în acest 10 ani, o barcă pe o mare foarte agitată, ajunge să fie strânsă din toate părțile și până la urmă eliminată cu carcasa frântă. Deci se va întâmpla acest lucru în realitate. Nu este nevoie să-mi imaginez că totul a fost un vis. Asta a fost de altfel obsesia mea în toți acești 10 ani, că trăiesc într-o irealitate imediată.